To me, it's something that's very personal. Noi doi trebuie să avem o relație mai specială, așa ca un fel de concubinaj. President and dear friends, we're happy to be able to be here with you with this loan these days. Politicieni, fețe bisericești, actori în crengătură, mănușă, dosar, țipă, sute de ore de interceptări, înregistrări. Decizia se va lua la Washington sau la Bruxelles, că așa se aude. Prostii. Sau la Moscova. I need your help. I need your help. I need your help. And we all have to help each other right now because everything is in seriously bad state. Noi ne hrănim cu trădarea, domnișoară procuror. Astăzi e un an de face. România s-a dus dracu, domnișoară. Noi nu ne mai facem bine. Gino, yeah. Did your father fight the gunfighter? Yeah. We go. Ready? Merge! Pentru 3 cu 5, tras 3. Action! Sit! When there's a war, there's always two sides. Two sides think they're right. Two sides, they're fighting to win. For what their ideals are, for what their traditions are, for what their greed is. Yes, we need Romania. Am terminat filmul! E un film independent cu finanțare privată. Oradea, februarie 2023. În presa din România apar informații că aici se vor desfășura filmări pentru un proiect cinematografic al cărui regizor este preotul ortodox Ciprian Mega. Distribuția filmului îl are în prim plan pe actorul american Mickey Rourke, premiat cu Globul de Aur și nominalizat la premiile Oscar. Alături de el se regăsesc Anthony Delon și actrița italiană Elisabeta Pellini, dar și actori importanți români, Dorel Vișan, Ela Ionescu, Magda Catone, Nicodim Ungureanu sau Răzvan Vasilescu. Filmul spune povestea Ninei, o tânără procuroare interpretată de Corina Moise.
Tensiunile politice de la sfârșitul anului 2022 o aduc pe Nina în atenția publică, numele ei fiind vehiculat pentru poziția de procuror general al României. Numirea în această funcție depinde însă de Mickey Mandovanis, Mickey Rourke, secretar de stat al guvernului american, și de Nicoleta de la Chiesa, Elisabeta Pellini, reprezentanta Comisiei Europene. Întâlnirile Ninei cu aceștia se transformă într-un veritabil test prin care trebuie să dovedească că e decisă să facă tot ce îi se cere pentru a obține postul de procuror general. În film vor fi recunoscute ca personaje președintele României, precum și patriarhul Bisericii Ortodoxe. Jocurile de culise, precum și relația amoroasă cu Iuri, îi scot în față tinerei procurare o lume și o societate nemiloase. 21 de rubini, titlul producției semnate de Ciprian Mega, în calitate de regizor și scenarist, va fi un film de autor care vrea să facă dezvăluiri din lumea politică, judiciară, dar și bisericească, să scoată la lumină adevăruri bine păzite, relatează ziarele locale, naționale sau media online. Trebuie să-l audiezi. Altfel mă deconspir și mă duc dracului. Da? Îl audiez și apoi mai vezi tu. E bun. Mă divertez. De atunci am crescut cu primele tale. Așa e. O să-i zic lui Tony lucrul ăsta. Și pe 3200. Da, tu ești pe spate, da. Așa, era mișto că ți-o puneai și puneai mânerul mai deșteptat. Da, poate reveni la fără de bițe de mele. Da, părstarul fostul ăla e mai mult. Mă rămâne să-l mașină. Și să-l mașină. Și să-l mașină. Nu, și ce ți-or zis? Că ai cancer, părinte. Cancer? Ca în cer, Dorina, ca în cer să trăiești de acum încolo, că din iadul o state pe pământ. Tot ai avut vreme să guști și să te dumirești cât e de mar. S-a întâmplat să văd sumarul filmului, filmat în 2017, și am rămas surprins că a rămas în stadiul de, mă rog, nelansare acestuia. Filmul ăsta a fost început acum câțiva ani. Da, cu vreo 5 ani, cred că. Și eu am văzut un film foarte valoros în el, în stadiul în care era atunci. A devenit mai puternic și mai actual, pentru că au trecut 5 ani de atunci, am trecut prin câteva crize și filmul a preluat din realitatea cotidiană și încearcă să redea asta. Este ca un ecou ceea ce a făcut părintele Ciprian Mega. Este ca un fel de ecou. Am considerat că e mare păcat că nu a fost lansat până atunci și, povestind, discutând, am stabilit să-l ducem mai departe. Să-l reașeze și să-l reactualizeze. Inițial practic a fost discuția să-l lanseze, dar după aia, gândindu-l, regizorul filmului și scenaristul, da, a hotărât că i-ar da o valoare mult mai mare dacă l-ar actualiza, să zic așa. Ținând cont că de atunci au trecut mulți ani și au mai apărut anumite evenimente în destule evenimente. Și l-a adus, să zic așa, în prezent. Nu știu dacă am ajuns regizor. Mie foarte greu să spun că, să cred că sunt cineast. Eu cred că m-aș considera mai degrabă un povestitor, iar poveștile pe care le spun eu sunt cinematografiate. Nu ai argumente să-l spun.
sau... Nu. În prima fază, da, după chestiunea cu George, așa, pot să avea o schimbare, știi? O primă schimbare, așa, dar trebuie să-l încurajez, dar tot cu empatie. Pentru că... practic tot politica ta de până acum și declarația, să zicem, din presă, l-au încurajat pe el să ajungă în punctul ăsta, știi? Da. Așa cum tu vrei să spui macară. Mă ascult. Vă ascult. M-am sfătuit cu duhovnicul. Cineva trebuie să spun. Să dea tonul într-un fel. Din 40 de oameni, sunteți practic singurul care declarați că vi s-a pretins și că la rândul dumneavoastră ați oferit mită. Vor mai veni doi colegi. Eu n-aș fi așa de sigură. Oamenii se tem. Credeți că va atrage atenția asupra societății, nu numai a publicului, filmul prin mesajul pe care vreți să-l transmiteți? Asta îmi doresc. De fapt, nu vreau ca filmul să șocheze în vreun fel și aș vrea să fie privit cu atenție și spectatorul să fie pus în fața unei teme, tema majoră a societății noastre, încotro ne îndreptăm și cum ne raportăm la Hristos. Asta este, de fapt, miza mea pentru acest film. Știu sigur că Ciprian a scris o poveste dintr-un unghi destul de obiectiv. Are grijă să analizeze foarte multe aspecte și are grijă ca atunci când simțim că balanța înclină către o cauză să se întoarcă înapoi în echilibru. Câți bani ai de tot? 60 de milioane. Dă-i încă. Pomelnic. George, pentru reușită la examen. Un pomelnic, părinte. Pentru George. Mulțumesc. Intrați. Do, re, mi, fa. So, la, si, do. În fine, acum dacă ați venit la mine, o rezolvăm cum. Totul se poate aranja. Important e să știi ce vrei în viață. Cred că va avea un impact. Cred că vor fi foarte ușor de recunoscut niște situații și niște caractere. Io penso che la sceneggiatura, come ho già detto, sia la cosa più importante, per cui già il fatto che ci sia una buona sceneggiatura, una buona storia, penso che arriverà al pubblico. È una storia attuale, è una storia che racconta dei problemi della Romania, e problemi politici, problemi che ci sono, quindi penso che sia molto interessante, al di là di tutto il resto. Ascoltate ciò che vi spun io. Singura noțiune care ne unește, singurul lucru pentru care interesul unui nu se stinge niciodată, este bani. Sunteți părinții lui Ciofu. Copil bun. Foarte bună lucrare a avut. Merită să studieze în școala noastră. Deci a reușit, a trecut examen. Da. Cum să vă zic... Noi am pierdut baremul. Păi faceți altul. Și cât ne-ar costa, părinte, un barem nou? Pentru noi 2000, pentru domnul inspector, o atenție, așa, un 500, tot dolari, să pune cu toții umărul pentru viitorul acestui copil. Merită. Ci sono le linee orizzontali del film che appunto sono quelle sentimentali che anche quelle sono molto interessanti come ti dicevo prima. Ogni personaggio ha un cambiamento e questo credo che sia vincente in un film.
Sono tutti grandissimi professionisti, quindi è una qualità molto alta, un film d'autore. C'è un cast internazionale che permette, credo, al film di uscire fuori dai confini che possono essere quelli nazionali e poter raggiungere un pubblico più ampio. Finite? Set. Azione. Io, domnișoară, am ispășit. Doi ani ați fost secretar de stat. Și primar? Liniște. Statul meu la loc. Țineți puțin mâinile mai în față. Mai în față, țin mâinile. Nu, nu, sus, acolo. Și mai jos un pic. Cum stăteați așa? Atât, așa. Atenție, liniște, acțiune! Mesajul filmului în care ați jucat acum, credeți că va avea un impact asupra publicului român? Eu cred că va avea, pentru că are adevăr de viață. Știu despre ce este vorba în film, nu știu dacă va avea sau nu va avea, nu mă mai miră nimic în țara asta. Oameni care au dreptate, nimeni, de cele mai multe ori, și sunt foarte atent când rostesc aceste vorbe, nu li se face dreptate. Având dreptate, îi dă la o parte. Deci, un om care e corect, nu prea are șanse. Ori lucrul ăsta văd copii. Dom'le, la școală, nu știu dacă îi învață pe copii să fie, sărim de la una la alta, dacă îi învață să fie generoși. Știi, învață anumite... Cred, mă uit, au ghiozdanele pline de cărți pentru că trebuie nu știu ce tip de caiete, pentru că sunt niște afaceri. Școala a devenit, exact. Deci în țara asta orice a devenit o afacere, până și caietele de școală ale copiilor. E rău, e urât. Când e minciună și când e făcătură, pe om nu-l interesează. Apasă pe butoanele alea și schimbă canalul. În filmul ăsta o să se vadă că societatea nu este într-o... în cea mai bună zi a ei, să zic așa, știi? În cea mai bună perioadă. Nu e bine. Nu e bine. E foarte aproape de realitate, inclusiv rolul pe care îl interpretați? Cred că da, având în vedere că e scrisă de cineva care are acces la lumea preoțească. Filmul nu este numai despre biserică. Filmul, ați văzut că abordează poate mai tranșant mediul juridic și mediul politic din România și toate zonele acestea conspirative, inclusiv servicii secrete, politicienii. Dacă nu avem dovezi, asta nu înseamnă că nu au consumat. Nu ne dăm cu presupusul aici. Dar știm foarte bine. Droguri și minori. O să fie cu lacrimi până la Cotroceni. Spune-mi câți bani ți-a dat derbedeul ăsta. A dus plicul direct la episcop, nu? Eu știu, dar tu l-a taci acum direct pe Mâhnitul Alb. Pe prima pagină, pe penultimul rând, așa că pe la mijloc, deschide o paranteză și scrie cu litere de tipar Decalog. Și închide paranteză, da? Eu vă ascult, numai să nu fiu depunctat. Nu, nu-ți fie frică. Ce să fac? Să-mi pun toată episcopia în cap pentru matale? Dorele, băi, de ce vindeți Biserica lui Hristos? Dar nu înțelegi ce înseamnă asta pentru novițări de contrainformații, Lina. Are Dumnezeu grijă. Ăștia sunt ca mafia. Despre asta e vorba. Destructurăm rețeaua. Așa să fie. Camera 3. Ce să mult? Action. I'm sorry I'm late. Why is my horse through a shoe? So, you'll have to... Can you move closer? Huh? Make sure you're more... Nu mai dați stop, așa, repede. Nu mai dați stop, așa, repede. Nu mă să Okay,
Ziceam că ne-am trebuit să vă adicați, dar it's almost okay that he doesn't look at me because he has a different opinion. Not everyone, but you are the boss. I know, but... Yeah. When the Americans came here, they feel that you are the boss. Yeah. Okay. Not okay, but... Are we joining? Are we going again? Yes, it's can stay there. And finish. Okay. We'll be back. Let's be clear. We are 10. Păi fii atent, mi-a zis Alina Amza, tu la making of, numai cu mine faci chestia. Te mai că e Mikey Rus sau Mickey sau... Cine? Înțelegi? Tu cu mine ai de treabă, da? Ciprian! Ați jucat o scenă ieri în care a apărut și actorul Mickey Rourke. Așa. Cum vi s-a părut M-am amuzat cu el. M-am amuzat cu el, e un om minunat, e un om special, aș zice așa. Cred că pentru orice actor este așa, să strici în CV că ai jucat cu Mickey Rourke, Anthony Delon, cu Delon. Am jucat cu câțiva actori mari ai lumii, fără să mă laud, dar chiar am jucat. Am povestit cu el despre 9 săptămâni și jumătate. Ați vorbit cu el despre 9 săptămâni și jumătate? Păi despre ce puteam să vorbesc? Am vorbit despre acest film cu el. Mi-a zis că tipa cu care a jucat arată și după 30 de ani la fel de... Kim Basinger. De bine. E, Mickey Rourke è sempre stato uno dei miei attori preferiti fin da piccola. Ha fatto dei film meravigliosi, è stato candidato agli Oscar, ha vinto il BAFTA, insomma, si parla veramente The King. Quindi non sapevo bene come sarebbe andata, soprattutto la prima scena ero un po' preoccupata, no? E invece no, è una persona molto disponibile, molto carina, ha fatto fotografie con tutti. Okay, where's the boss? Brian? Brian, put come on, boss, go! Okay, for Curry, go. Yeah, we're going to have a group. We're going to have a group. We're going to have a group. We're going to have Cum a fost Mickey Rourke? Te întreb pe tine ca director de imagine. Pentru mine chiar a fost o surpriză. De ce spun că a fost o surpriză? Eu am avut input-uri de la Ciprian, care discuta de fapt cu impresarul lor și ne focusem o imagine așa de om extrem de figurant. Ori la filmare a fost extrem de drăguț așa și mi-am dat seama ce înseamnă totuși un actor profesionist, adică el își ținea bracord inclusiv la țigară, știi, inclusiv la adică știa și dacă mi-a plăcut ceva, mi-a plăcut ce făcea când nu avea text. Așa îți dai seama de un actor dacă e tare, înțelegi? So we found the right person. Let's be clear. What are 10? On the part of the church, there should be more efficiency. There are too many dissonant voices. We also organized
an area like this more conservative. I mean, we took them from street and pump it into them as much as we could to make them meet the threshold. Sometimes we let them sleep, we pull them by their ears when need, but their hours. We give them papa, food. So, să nu-și de pâine, da? Da, sigur. You control the opposition and conservative voices. Not entirely. The prominent intellectuals are all pro-American. I solved it. Unfortunately, the church fuels skepticism. It's an overtly extremist area. The liaison you make with the church is not real. Now that they don't listen to us either. If we appoint someone we trust. Well, I thought we talked about one person that we all agreed on. I'm not completely sure. Maybe. Perhaps it should be wiser not to rush things. Let's find a suitable person. Why? You don't like her? In this country, we are more spiritual. People go to church, they light their candles. Why criticize the priest? Well, so, Patriarch, how's things at the church? We've had some internal issues. Small problems. Unfortunately, things escalated because of this lady. We feel she is a danger. That's just small problems, the kind that you're most complain about. You know, I'm talking about those that fled to America. The truck drivers that said that they were abused. I mean, they were all abused by your metropolitan. So that's what we're talking about. We got to get this shit straight. Liniște, vă rog, quiet, please. Mm-hmm. Roll sound, roll camera. 33:1-1 sau stick? Da, the only unfinished case in 14 years of work. Right. So what? It's a difficult case. There are pressures from everywhere. The volume of work is huge. Be more patient. I'm in the corner by politicians mostly. In our country, the Orthodox Church is a power itself. But I'll close it. Forget about it. Please. Please be more patient. I'm being cornered. You don't get it, any of it. How could I explain it to you so that you make sense of it? I really don't understand. What is there to understand? I can do nothing on my own. That's why I'm telling you to stop it here. I can't mock my work, my colleagues. It's been years. Ha sbagliato. No, era giusto. Still rolling. From that seat, no need for more. For? That's it, no need for more. Just pick up. That's it, no need for more. Do you get it now? La storia è una storia attuale, una storia molto bella. Io interpreto Nicoletta Della Chiesa, che è una professionista della giustizia italiana, che viene appunto in Romania per supportare il nuovo procuratore della Repubblica.
e mi relaziono con i patriarchi, mi relaziono con il segretario degli Stati Uniti d'America, che è un mio caro amico che viene dal Texas, che è interpretato da Mickey Rourke, Mickey Mantovani's, mi relaziono appunto con la futura procuratrice della Repubblica, che è Nina, interpretata da Corinne Moise, e con il suo marito, che è Yuri, che è interpretato da Anthony Delon. Siccome ci sono delle possibili influenze russe, dobbiamo essere tutti convinti che anche, cioè devo anche convincere gli americani, i patriarchi, eccetera, che questo non è vero. È un film molto attuale, è un film molto bello, è un film che tratta sia la situazione attuale politica, ma anche, infatti si parla del trattato di Schengen, e di tanti argomenti che non posso svelare, spoilerare per il film, perché voglio che tutti andiate al cinema. Però è un film veramente molto interessante. Sia la storia, io credo che sia fondamentale la storia, la sceneggiatura in un film, perché se la storia funziona, funziona tutto il resto. Oamenii așteaptă poveste întotdeauna. Da, depinde foarte mult de genul de poveste pe care îl așteaptă publicul. Și vedeți, filmele care sunt astăzi în cinema sunt de multe ori filme ideologizate sau filme foarte superficiale, cu povești foarte superficiale, încât un film cu o temă profundă este foarte greu de asimilat de public. Și ca să fie asimilat de public, trebuie mai întâi să ajungă în cinematografe. E foarte greu să pătrunzi cu un film, să nu spun un film de artă, dar cu un film care pune probleme serioase în cinematografe astăzi. N-am fost niciodată pesimist. Pesimistul zice, mai rău nu se poate, dar optimistul zice, ba, se poate. Deci am fost totdeauna optimist. Am crezut că se poate mai rău. Și uite că am avut dreptate. Trăim într-o lume ciudată, o lume care se degradează. Ca impact, sper să fie unul mare. Noi toți sperăm că vom fi modificați prin artă. Sperăm în continuare. Trăim ce a spus Apostolul Pavel, vremea înșelătoriei, vremea minciunii. Asta spune la Tesaloniceni. Vă vor trimite erori mari ca să puteți crede în minciună. Deci dacă pe vremea alaltă era și minciună și adevăr, acum e numai minciună. Și vom trece peste asta? Și dacă, nu, ne vom, și dacă vom trece, ne vom, vom afunda trece? Mai tare în ea. Până unde? Până când va pieri acest popor ca să poată să renască. We need you. And you. And you. We need Romania. Noi ne hrănim cu trădarea, domnișoară procuror. Mai vedeți, tu ești ca și numit. E o mare responsabilitate. Vă mulțumesc mult pentru încredere. Lasă asta. Dacă s-au pus de acord stăpânii la lume, ca să zic așa... Băi, de ce vindeți Biserica lui Hristos? Mâine vin celălalt foc care vor să dezvolte traseul șpăjilor. Mai că noi doi trebuie să avem o relație mai specială, așa ca un fel de concubinări. Se fura cam codru pe vremea. Linia era trăsată. Un mandat pentru partid, al doilea pentru tine. Ca și acum. Dar noi acum trebuie să fim uniți. Păi nu avem toți același scop, domnul președinte. Cum trebuie să fim noi acum, excelență? Uniți. Am pun băia la 2 și un sfert. Și nu mai țin un pic la naftalină. O să fie deranj. Când îi dau drumul ăsta, stau în umbră și vă apăr și nu vă las. Brothers, how we doing? Ăștia nu-s doar politicieni, sunt și interlopi. Și ăștia au la fel de imunitate. Okay. What guarantees do I have that you're not working with the Russians? Pușcă-mă dacă vrei. Dar cu ce se întâmplă astăzi, e un an de face. Yeah.
Ați vorbit cu Anthony Delon? Am vorbit, da. Cum vi se pare? De aici în sus seamănă cu tatălui. Da. Seamănă cu tatălui. L-am cunoscut și pe Alain Delon. Vous pouvez me dire les différences ou les similitudes entre l'acteur Anthony Delon et Alain Delon sur le plateau? Sur le plateau? Sur le plateau. Ok. Moi, j'ai été élevé à l'ancienne école. Gabin, Delon, Ventura, ça, c'est l'ancienne école. Moi, j'ai été élevé comme ça. Donc, la similitude, je crois qu'on a tous les deux sur un plateau, c'est qu'on arrive à l'heure, c'est qu'on respecte les gens avec qui on travaille et on respecte les acteurs avec qui on travaille, on respecte les techniciens avec qui on travaille et on est là. Voilà. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne respectent pas tellement les autres acteurs. Ou... Voilà, on donne toujours la réplique. Moi, je donne toujours la réplique. C'est très important. Même si c'est une petite chose, je la donne. Parce que je respecte les acteurs avec qui je travaille. E un om foarte drăguț, Anthony. Un om drăguț, e un om minunat, modest, cu bun simț, tip rasat. Cum să spun, e o bucurie să stai cu el. J'ai débuté à l'âge de 20 ans avec le film de Francesco Rosi, Chronique d'une mort annoncée. Voilà, qui était un très beau film, inspiré d'une œuvre de Gabriel Garcia Marquez, qui a écrit « 100 ans de solitude ». Et voilà, et c'était un très beau film qui a été sélectionné au Festival de Cannes, avec des grands acteurs italiens comme Gian Maria Volonté, Ornella Muti, Rupert Everett aussi, qui est un acteur anglais, et surtout Francesco Rosi, qui est un grand maître du cinéma italien. Anthony Delon. Thank you. Thank you and hello. Buonasera. I was not supposed to be here today, but I'm happy to be here in this beautiful place. Thank you. Thank you. Anthony Delon, anche lui non lo conoscevo e sono rimasta veramente colpita perché è una persona veramente fantastica, molto semplice, molto disponibile ed è vero che spesso si hanno delle idee magari di blog che si leggono nella stampa, si fa delle idee delle persone che magari non corrispondono alla realtà. Io pensavo che fosse una persona magari un po' distante, mentre invece no, è veramente una persona eccezionale e spero che possa nascere una bella amicizia perché al di là del lavoro è bello quando finisce un lavoro poter avere degli amici. Quindi continuare che non sia soltanto un'esperienza professionale ma che possa essere anche un'amicizia. E su questo set credo che ci saranno tanti nuovi amici che mi porterò nel cuore e in Italia. È anche molto bravo. Molto bravo. Sì, molto bravo come attore. Ancora dobbiamo girare delle scene insieme, però ho visto sul set delle scene che ha girato con gli altri attori e devo dire che è un grande professionista. È sempre puntuale, non crea mai problemi ed è molto bravo come attore, quindi questo è anche importante, sì. C'est un petit peu compliqué parce que les autres acteurs jouent beaucoup en roumain et que moi je ne comprends pas le roumain. Mais j'ai trouvé en tout cas les acteurs roumains extrêmement professionnels et très à l'écoute. Et ça, c'est important. Parce que quand deux acteurs parlent une langue différente, s'ils sont à l'écoute, ils peuvent jouer. Parce qu'il n'y a pas besoin de mots. Ça se passe entre deux êtres. Et voilà, et j'ai eu la chance... jusqu'à ce jour, de travailler avec des acteurs ici, en Roumanie,
notamment Corinna, qui est très, très à l'écoute et très au contact. Ça, c'est bien. And when you heard DJ, that means that you go. I take her. Eu mă străduiesc să-mi păstrez linia, cumva linia personajului și felul în care eu lucrez să fie același și cu actorii români și cu actorii străini. Sigur că presiunea e un pic mai mare atunci când partenerii sunt acești actori străini. Dar eu încerc să-mi păstrez, să păstrez lucrurile așa cum îmi place mie să le fac și cum cred că le fac bine. I'm introducing myself. I'm Claudiu. It's a pleasure. Colegii noștri instrumentează un dosar care este foarte complicat. Corupție, pedofilie, fonduri europene, orgii, în fine, oameni care fac parte din rețea. Vine un bulangiu care defectează și se plânge la DNA că el este șantajat. Pentru că se bazează pe oameni puternici din justiție, care fac parte din rețeaua asta. Exact. Nu vedeți că lucrurile nouă ne sunt servite? Rolul l-am luat în urma unei audiții. A fost un casting. Suntem foarte bucuroși de Corina Moise. Am avut un casting pentru rolul acesta. Și am simțit la ea ceva ce celelalte nu aveau, așa o frumusețe, așa o gingășie, o curățenie, așa cumva sufletească. Ciprian m-a contactat direct și mi-a spus că ar vrea să colaborăm, să citesc tot scenariul și să îi spun dacă îmi doresc, dacă îmi place. Corina este actrița principală și o actriță specială pe care am descoperit-o cu toții în acest rol pe care îl face magistral și publicul va avea o mare bucurie să o întâlnească în acest film. Îmi place foarte mult să fiu și pe platou, îmi place mult să lucrez film. Cred că e un pic în zona mea de confort teatrul, pentru că teatrul poți corecta. Ai reprezentații. După reprezentații. După reprezentații, publicul e diferit și atunci tu poți corecta. Îți studiezi. Poți reveni asupra materialului, ca da, să zic așa. Îți studiezi personajul, îți dai seama că ai face altceva acolo. Da, și cumva și în funcție de reacțiile publicului ai posibilitatea de a te regla în timp, ceea ce la film nu se mai poate. Corina, practic, duce povestea în spate în filmul acesta. Set? Set. Mai sus, bun. Acțiune! Chiar dacă rămân singur, nu-mi pasă. Poate că ar trebui să vă gândiți că e un drum periculos. Dacă ați fi fost mai mulți, dar așa, eu nu v-aș încuraja. Am încredere în dumneavoastră. În mine. De ce oare? Steel Rolling, vorbesc ceva, Steel Rolling, asta vrea să zic, strânge puțin la ea. Mai strânge puțin. Puțin de tot, atât. Cristian Iorga, actor la Teatrul Național din Târgu Mureș și în filmul 21 de rubini, interpretul rolului Bogdan, un preot. De ce preot? Cum ați fost ales? Eu am filmat și acum 5 ani la Niculițel, în prima parte a filmărilor și acolo eram tot un preot. Și acum continuarea a venit firesc, să fiți tot preot. Da. M-au văzut probabil, ca și mi-au zis, mai multe filme și le-a trebuit un actor care să facă un rol altfel. Unul care să țină în mână acțiunea. Și s-au gândit la mine, mă bucură lucrul ăsta. Eu îl fac pe cel negativ încât tu să mă placi ca spectator. Să descoperi în mine că eu aș putea să mă îndrept. Am făcut un film unde sunt foarte rău și mi se pare că sunt
ca om. Uh-huh. Adică sunt urât. E vorba de umilință, filmul cu Șerban Ionescu, Dumnezeu să-l odihnească, nașul meu. Da, regizor Cătălin Apostol, colegul nostru. Da. Când m-am uitat la film, a venit prima dată Dan Puric și mi-a zis: mamă, ce rol ai făcut, Nico, nici nu știi. Când am văzut, eram groaznic, eram ca o fiară. Dă-i jos de te, dracu! Da, fraiere, și așa n-a niciun rost pe lumea asta. Mă, dar așa stai, bucuri-te de viață. Așa, bă, fraiere, bea, bă, cu mine un par, că-s fericit, bă! Tu nu vezi, bă, ce viață de căcată. Bă, eu în locul tău m-aș arunca în lac. Dă-mi lacul ăsta spurcă de acolo. Ce să te mai chinui cu viața asta? Hă? Hai! Hai, noroc, doctore! Bă, mă! Zi, mă, să-mi trăiască, băiat! Zi! Am băiat! Aveai și tu un băiat, mai știi ceva de el? Știi pe drec. De nevastă ta, știi, mă? Au dus drec, au fugit pe coclăuri de rușinea ta. Unde e, bă, în Italia, în Spania, unde? Hă? Bă, pacoste, bă. Pacoste, cine dracu ți-a zis pacoste, bă? Erai și tu veterinar, om respectat, colo. Da, acum. Știu nimeni, bă. Bă, ascultă-mă pe mine, bă. Bă, mai bine te duceai la pârna aia, mă, că e mai bine pentru tine, bă. Hai, bă, bea, dă-te, dracu, ce te uiți la mine, te luai de pe drum acum și nu bei. Ia și bea! Ia și bea că te fărâm! Bea, hai! Hai că-ți dau! Bea, mă, cu mine aici! Dracu de vierme împuțit! Ieși la val din curte! Ieși! Dar ce a făcut? Ce a făcut? L-a prins, l-a furat! Mă bucur că filmul a avut succes. Dar eu de succesul meu nu m-am bucurat atunci. Am o strângere de inimă, nu știu de ce. Mi-e rău. Nu vreau să văd filmul ăla. Nu vreți să vedeți? Nu. Personajul ăla era odios. Departe, da, odios, ăsta e cuvântul. Dacă și v-ați întoarce în timp, ați mai jucat? Nu. Nu. Să vedeți afișe în tot orașul, un nou film. Pictat de Marc Vidalbea. Să fie foarte fain. Hai, gata? Atenție, filmăm, liniște, vă rog. Motor. Lumele pensionare, așa? Da. Gata? Set? Acțiune! Eu trebuia să filmez cu părintele Ciprian Mega la primul lui scurtmetraj pe care l-a filmat în Cipru. Dar atunci nu am putut. Eram ocupat în perioada pe care mi-a propus-o. Până la urmă a filmat un coleg de-al meu. Și la câțiva ani după am văzut un reportaj pe Digi24 cu părintele care vorbea despre filmul lui, primul lui lungmetraj, Dimineața care nu se va sfârși, dacă nu mă înșel. Și am scris un e-mail în care îl felicitam pentru primul film de lungmetraj. Și îmi răspunde că ce fac în perioada următoare, pentru că urmează să facă un alt lungmetraj și dacă sunt disponibil. Așa am ajuns să filmez la 21 de rubi. Ce rol jucați în acest film 21 de rubini? Care e rolul dumneavoastră? Un securist?
Un securist? Fost securist. Fost. Nu, securiștii nu cred că ies la pensie vreodată. Nu? Nu ies la pensie. Nu cred. Un om care face jocurile. Îmi place să țin în mână, să stăpânesc situația. Uh-huh. Îmi place să... Mi-e drag. Mi-e drag, îmi place. De-abia aștept să... La fiecare... fiecare secvență o... Nu încerc să o domin, încerc să o... Controlați? Să o controlați? Poate e prea mult pe totodată, da. E greu să fii procuror? În general, aceste roluri, și din experiența mea de teatru, aceste roluri care reprezintă o categorie fixă de lucrători, ca să zic așa, cum sunt medicii, asistenții medicali, oamenii care lucrează în drept, avocați, procurori, poate și cei din poliție, există o anumită etichetă, există o anumită schemă pe care o recunoaștem în toate aceste personaje. Și atunci, da, e greu, dar... Păi n-aș putea să fiu altfel. Așa trebuie să fiu. Dar îmi și place lucrul ăsta. Din fericire, scenariul scris de Ciprian oferă personajului foarte multe secvențe în care o vedem foarte umanizată. Având și partea umană, putem să o vedem în mai multe ipostaze și atunci asta pentru actor este un lucru foarte bun. Il ruolo di Nicoletta della Chiesa non è un ruolo molto semplice perché è un personaggio che cambia spesso, cioè è molto professionale, fredda e decisa quando deve fare, appunto quando si relaziona con i patriarchi, quando si relaziona con Mickey Mantovanis, il segretario degli Stati Uniti che viene dal Texas, quando si relaziona con Nina, è molto decisa e sa quello che vuole, lei è qui per supportare il nuovo procuratore generale della Repubblica. Poi, nella sua vita privata, è un po' particolare, però non vi posso svelare nulla. Mm-hmm. Comunque è un ruolo difficile perché cambia molto ed è un ruolo bellissimo per un'attrice, perché ti dà la possibilità di esprimere diverse emozioni e, insomma, una vera sfida. Merci, buonasera. Buonasera. I'm very happy, finally, I'm stay here in Oradea. It's very special, amazing city. It's very beautiful, and also the people is very kind. Thank you very much. I'm very happy to work with Laura Mega and directed by Ciprian Mega. And I think that this film will do very, very special, as you, as your country. Thank you very much. Merci. Ce așteptați de la film? Tu, personal, ca producător, tu, de la ceilalți am aflat, de la tine. Eu de la film aștept să aducă bani foarte mulți. Corect. Bravo. Să vină oamenii să-l vadă, dar eu fiind așa mai cinică, sau nu sunt, dar trebuie să fiu ca producător. Da, pragmatică. Ar trebui cel puțin să-mi acopăr investiția și, dacă se poate, și să demonstrez că poți să faci film în România și chiar într-un oraș mic, nu în București, și poți să faci cu actori de prima categorie și să faci bani și să faci un film foarte bun. Regizorul Ciprian Mega se folosește de realizarea unui film artistic pentru a putea să își spună propria poveste de viață. Regăsim în diferite personaje ale filmului frânturi din personalitatea și viața preotului. Candidata la postul de procuror general, tânăra procuroare Nina, este bănuită că ar putea fi omul rușilor, pentru că a participat la un festival de film de la Moscova, adică acolo unde un alt film al cineastului Ciprian Mega a fost premiat anul trecut. Povestea tânărului căruia îi se cere mită pentru a deveni preot se regăsește și la Ciprian Mega, cel care a refuzat în viața reală să-și plătească un loc în Biserica Ortodoxă, iar exemplele pot continua, dar nu ne vom da seama până unde povestea regizorului merge în paralel cu viața preotului Ciprian Mega. Hai să vă arăt un pic unde vine Corina. Ea pleacă după aia. Pleacă, da. Știu. Auzi, dar nu vreți să fac Claudiu mai în față și să... Și... Da, acolo, dacă ai putea între ușă și
Corina, intră peste el. Doi ani, eu domnișoară. Da. Da. Da, l-am cerut, cum. Și mi-a zis că chiar n-am văzut, s-a spus. Găuniște e de viață. Da. Da? Da, da, dați-o și mai bine, că puteți, da? Că asta e specială. Încă una, cred așa. Mai mare, dacă învățați și replica aia, găuniște e de viață. Că doar e invers. O să ziceți mereu, găuniște e de viață, vă zic eu. Da. Da. Și o să vă cer dreptul de autor. Și-a luat zilele. A fost un șoc. Noi făcusem ce credeam că e mai bine. Găunește ei de viață. Laura, Laura, până poză. Da. Hai căpătă-o. We're my new friend. Nu, e regulă, e regulă, numai să intervine ea mai devreme, să vă întrerupă, știți? Început în 2017, filmul 21 de rubini s-a oprit tocmai din cauza dezvăluirilor de atunci. Ciprian Mega nu a fost bine văzut de mai mari biserici, ci din contră, în urma publicării la 19 ani a cărții cu titlul Pântecul Desfrânatei, care trata momente din trecutul Bisericii Ortodoxe Române, devine un paria și, după cum afirmă, este trecut pe o listă neagră. Din acest motiv, el trebuie să plece în Cipru, pentru a putea să-și îndeplinească menirea sa de preot. Revine în țară, la Oradea, unde este întâmpinat cu scuzele de rigoare abia în 2018. Între timp, filmul său de debut, Dimineața care nu se va sfârși, era deja preluat de Netflix. Și totuși rămâne întrebarea. Ce se ascunde în spatele acestei producții cinematografice de anvergură? În Cipru am ajuns la 24 de ani, după ce am fost hirotonit preot și n-aș exagera cu nimic dacă aș spune că n-am avut un loc în țară. Nu mi-am dorit nicio clipă să plec din România. Pur și simplu nu mi-am găsit locul aici. Când toate ușile mi erau închise în eparhiile din Biserica Ortodoxă Română, eu nu doream să devin preot într-o catedrală sau în oraș, așa cum sunt astăzi, ci aș fi acceptat să slujesc absolut oriunde. Pentru că asta a fost dorința mea de mic copil și nu m-am bătut nicio clipă de la parcursul acesta. Dar am înțeles atunci că ușile toate îmi erau închise și că exista o listă neagră din care ulterior am aflat că sunt în capul listei. Eu am spus, domnul ministru, că e mai bine că am împărțit-o. Doi episcopi tineri într-o eparhie nu se cade, chiar dacă el ca vicar... Și apoi... Să vă mai spun ceva, dar să rămân între noi. Știți cum a ajuns el acolo? Și-a vopsit părul și barba. Cum? Și nu i-a spus nimeni așa de la obraz? Prea fericit. Trebuia să fiu hirotonit aici, în Oradea, pe 25 martie, în același an. Și cu o zi înainte de hirotonie, chiar în ajunul Bunei Vestiri, pe 24, am fost... chemat la Episcopia Oradei și mi s-a transmis că sunt pe o listă neagră și nu voi fi hirotonit, deși recomandarea pentru hirotonie venea de la îndrumătorul de doctorat al Episcopului Oradei, același care este și astăzi, ierarhul nostru, de la părintele Constantin Voicu. Și cu o zi înainte de hirotonie am fost chemat de unul dintre consilierii dumnealui, care mi-a transmis că, uite, nu se poate, că a fost sunat stăpânul de sus. Preotul e dator cu ascultare. Vocea preotului trebuie să nu se audă. El știe că fără mine ca episcop nu există. Respectivul mi-a sugerat că s-ar putea totuși trece peste momentul ăsta ca să n-am un moment rușinos să mă hirotonească și apoi să plec, dar asta, sigur, nu gratuit. Sigur că nu am acceptat pentru că aveam principiile mele pe care cărora le-am rămas fidel și astăzi. Și ulterior, revenind în România, atât episcopul cât și respectivul care mi-a transmis acele lucruri și au cerut iertare și au spus că n-au depins de ei. Și notonia nu va avea loc. Preasfințitul a zis că mâine... Văd tu n-auzi că n-o să aibă loc. Glumiți. E, nu fi obraz. Noi ne-am interesat, nu corespunzi. Stăpânul a fost sunat. Nu se poate. Cine l-a sunat? De sus.
Și e foarte supărat din cauza asta. Asta e, nu se poate. Preasfințitul e foarte necăjit. Încearcă și tu ceva. Să simtă și el o părere de rău. Un pic de bunăvoință, să zicem. Ce bunăvoință? Bă, tu crezi că Preasfințitul n-are și dânsul problemele lui? Cu catedrala, cu milostenii. Bă, ar trebui să pui și tu umărul. Nu știu, să simtă și el că ești de-al casei. Înțelegi? Un 20 de mii. E o jertfă până la urmă. Sunt sigur că există preoți care au ajuns fără să ofere mită și din păcate există și cazuri, cum e cazul personajului meu, care a ajuns să fie preot oferind mită. I need the help of every single one of you. Not like the person standing next to you. I need your help. I need your help. I need your help. And we all have to help each other right now because everything is in seriously bad state. L-am cunoscut acum 7 ani. Nu știu exact care film al meu i-a plăcut, dar m-a contactat. Era preot în Cipru. De fapt, mi-a trimis un e-mail. M-am amuzat, așa zic eu, uite, preot care vrea să facă un film. Natalia, nu mai vreau să fac niciun film fără tine. Deci cum ai pus tu boschetul ăla acum să mă bată mama? Nu-i bine? Ba da, e foarte bine. Ești foarte atent. Mai zi o dată. Mai zi o dată. Hai. Deci pentru TVR-ul sau pentru cine? Pentru posteritate. Lasă-mă că când eu trebuie să intru în stare, să în stare. Natalia, da. Eu nu mai vreau să fac niciun film fără tine. Nu mai zic o dată. Natalie, ai uitat. Și acum baci, Natalie? Natalie? Ce vreau să zic? Eu nu mai vreau să fac un film fără tine. Cum așa? Nu, nu-i bine. Liviu, poți să zic ceva? Nu, lasă-mă să mă pregătesc un pic la băie. Liviu! I-am citit schița de scenariu, a venit aici, i-am prezentat câțiva actori, cu el Ionescu a lucrat în toate filmele după aia. Am început să discut cu el scenariu, să-l dezvoltăm. Iar în februarie 2016 am filmat în Cipru 13 zile. Am dus acolo echipa de filmare, actorii, am găsit locațiile. Preoții în Cipru au un statut foarte special, sunt extrem de iubiți. Spre exemplu, ziceam, hai să mergem să filmăm într-un spital. Ne mai veneau idei pe parcurs. Da. Hai să mergem să filmăm în spital. Ciprian își punea reverenda pe el, ieșeam pe stradă cu mașina și zicea, ce zici de spitalul ăsta, îți place? Nu-mi prea place. Bine, hai la altul. Ce zici de spitalul ăsta, îți place? Da, îmi place. Bine, hai să mergem să filmăm aici. Ne duceam, după 10 minute de discuții cu managerul, lăsa să filmeze acolo, ne lăsa să facem ce vrem noi. Ori în România asta nu mai există, iar de țările civilizate nici nu se pune problemă. Când ne-am dus cu camionul de echipament acolo, nu puteam să-l scoatem. Înțelegi? Deci după o săptămână de mers la vamă, mi-am spus și pe am, băi, începem filmarea și noi nu putem să scoatem sculele de în vamă. Ce facem? S-a îmbrăcat în reverendă când a intrat acolo în vamă. Deci erau niște vameși bătrâni de 60 de ani, îi pupau mâna. Înțelegi? Am plecat cu mașina de acolo, adică cred că mai puțin 2 ore. Așa e și primul film, Dimineața care nu se va sfârși. Debutul lui în lung metraj. Producători am fost eu și Liviu Marghidan. Deci Liviu v-a ajutat cumva? Liviu m-a ajutat foarte mult. Foarte mult. Și a avut încredere de la început în mine și încrederea asta s-a transformat într-o prietenie, spun eu, puternică. Am prietenit atunci, dacă vrei,
În prima prospecție din Cipru. Sunt copiii noștri, noi v-am făcut. Dar să știi că pe... Deci, Nina zice, eu nu sunt copilul dumneavoastră. Top. L-am cunoscut printr-o întâmplare. Că întotdeauna nicio întâmplare nu e întâmplătoare. Și când a făcut, chiar când a început filmul ăsta, și am jucat în prima parte și acum a văzut că s-a artist bun și m-a băgat și în partea a doua. Where's the boss? Just as long as you stand by. Where's the boss? Where's the boss? Where you at a big prayer? Yeah. V-ați înțeles cu Michirul? Ne-am înțeles și am sentimentul că și lui i-a plăcut foarte tare. Și cred că i-a plăcut foarte tare de Ciprian. L-a fascinat Ciprian. Chiar îmi spunea Ciprian, zice, băi, zice, din toți actorii, zice, este singurul care mi-a cerut binecuvântare. Fiecare om rezonează diferit înaintea unui preot. Sunt actori care respectă sau care iubesc preotul, sunt actori care sunt refractari. Dar atunci când ne întâlnim pe platou, suntem profesioniști, eu încerc să le transmit ceea ce au de făcut. Au de făcut sau uneori de foarte multe ori încerc să-i ajut să descopere ei personajul și nu să le spun eu traiectoria pe care trebuie să o urmeze. Cum colaborați cu un regizor care, de fapt, în viața de zi cu zi este preot? Cred că asta îl ajută foarte mult să fie relaxat, să fie mai relaxat pe platou, pentru că se simte că miza lui cea mai mare e undeva în altă parte, pentru că vocația lui e alta, dar are un simț extraordinar al profesiei. Uneori sunt surprinsă de niște lucruri pe care le spune actorilor, pe care un regizor cu istorie, cu carieră, cu școală, cum s-ar spune, nu ar ști să le spună. Mi se pare că se descurcă foarte bine. Asta e foarte interesant. Eu, din câte știu, nu are studii pe partea cinematografică, dar... Filmul e un dialog între oameni, asta este. Și asta mi-a plăcut la Părintele și îmi place în continuare. Are o intuiție extraordinară, are un instinct foarte bun. În afară de a avea harul preoțesc, are și harul de a cunoaște sufletul omului. Și regizorul care nu cunoaște și actorul care nu cunoaște acest lucru să se ducă să facă altceva. Pe lângă sfaturile de regie pe care mi le oferă, foarte importante sunt sfaturile ca preot, pentru că eu joc rolul unui preot și atunci el poate să spună din experiența lui personală cum ar trebui să mă apropii de rol. Pour moi, c'est un réalisateur. Le fait qu'il soit prêtre, ça, c'est sa vie à côté. Ce qui compte, moi, c'est ce qui se passe sur le plateau. Donc, Ciprian, il sait ce qu'il veut. Il demande ce qu'il veut. Il regarde les acteurs. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quand il veut quelque chose de différent, il vient et il nous parle. Et ça, c'est important aussi, c'est bien. Ça prouve que c'est aussi un directeur d'acteurs.
Quindi già la storia qua funziona. Lo stiamo facendo. Il direttore della fotografia è bravissimo. Ciprian Mega è un regista veramente speciale perché non è mai nervoso, è sempre molto centrato, sa quello che vuole. Credo che abbia già un'idea anche dell'editing e questo velocizza anche tutte le riprese. E ha fatto una scelta di un cast internazionale, quindi credo che questo sia anche importante. Quindi unendo io che sono un'attrice italiana, Anthony Delon che è francese, e Mickey Rourke che viene dall'America e poi tutti gli attori rumeni che devo dire sono rimasta molto sorpresa perché c'è un altissimo livello di qualità nella recitazione qui in Romania. Tutti gli attori rumeni con cui ho lavorato sono tutti straordinari e non è sempre così. Come in biserica știu că am o slujire și o fac cu toată dăruirea și în cinema e tot o slujire, din perspectiva mea, din punctul meu de vedere. Sigur, dar trebuie să le cedeți actorilor. Te duci acolo, intri pe aici, ești pe acolo, spui replica, ești regizor. Mă apropii de film de la ideea filmului, de la primul moment în care simt că trebuie să fac un film și să abordez un subiect. Și când mă apropii de subiectul respectiv, mă apropii cu toată sensibilitatea, cu toată emoția. Lucrul ăsta mi se întâmplă, eu am crezut că e un defect, dar am început să mă obișnuiesc cu el și astăzi îl simt ca pe punctul meu forte. Când încep să scriu un scenariu și la fiecare secvență, că atunci când introduc un personaj, pun în personajul respectiv tot bagajul emoțional pe care l-am dus cu mine, cum zice Stanislavski. Încerc să construiesc nu un personaj care doar să apară în cadru, ci un destin, omul respectiv să spună ceva despre condiția umană. Dânsul cunoaște sufletul omului. E foarte important. Pentru că sufletul omului este o mare taină. Iar omul este singura creatură odată care e făcută de Dumnezeu personal. Și a doua oară are o arie de acțiune care n-are nici o altă creatură. Poate fi sublim sau mizerabil. Ce elemente, domnișoară procuror? Nu vedeți că sunt patru labe. Se fura cam codru pe vremea aia. Linia era trasată. Primul mandat pentru partid, al doilea pentru tine. Ca și azi. Doar că s-au schimbat boierii. Mr. Secretary of State, my best friend from Texas, Mickey Mantovani's here! A fost o scenă în care Mickey Rourke a avut un discurs în care n-a respectat nimic. S-a filmat la sinagogă. Folosește scena la ceva până la urmă? Eu cred că folosește. Sunt cineaști care își doresc să respecte și virgula din scenariu. Altora le place improvizația. Mie îmi place improvizația, mie îmi place happening, mie îmi place să se întâmplă acolo. Și orice mi-ai spune așa, oricât de mare și oricât de bun ai fi ca actor, când vii cu un text învățat, altfel e când îți vine din tine și când vrei tu să spui ceva. Eu cred că e prețios ce a spus acolo. The old people, they're laying in the streets dead. I saw one little man, a man, an older man. And he was holding in his hand a little kitty. He had a little kitty in his hand. The way he was holding it. And then they said,
This man lost his wife, his daughter, his son, his mother, his house, his brother, the wife. Can anybody in here give me a reason why? And I'm just asking, because maybe you know something about it. I don't know. Tu ca regizor, cum ești? Mie îmi place, eu sunt tatăl freestyle-ului, adică mie nu-mi place nimic, adică poate, nu știu, cu timpul, mie nu-mi plac lucrurile bătute în cuie. Mie îmi place să se nască filmul acolo, să, adică oricine vine și vine cu o idee bună, cu altceva față de ce am gândit eu, în secunda a doua am schimbat. Și Ciprian e la fel, adică nu este un încuiat sau, adică nu, domne, că așa am gândit eu de la început. Nu. Mă aude toată lumea? Da. Deci acum facem așa frumos cu reset. Ce înseamnă cu reset? Eu dacă mă mai pun și vedeți că vin așa și încep și te filmez, faci acolo până plec eu de acolo. Și Enrique face și el pe lângă noi. Țac, 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 țac. Pac, mă mut la altcineva. 97 cu 4 tras, nu? Liniște? Liniște? De unde plecem? Nu știu. Ok. Și acțiune. Deci mi s-a părut incredibil. Fii atent, îmi spun. Bre, gata. Nu mai faci închisoare, ai scăpat. Se duce. Numai cazul ăsta s-a închis. Dar am și eu o nelămurire. Păi de ce n-ai acceptat asta, bre, tataie? Ce dracu te-a oprit? Conștiința, boss. Da! No. Fiți atenți ce a zis. Ești și adeptul că și la montaj se mai poate întâmpla ceva sau la montaj trebuie să fie... Nu, la montaj se naște filmul, adică... Cred că... Adică și acolo se poate lucra cu imaginația. Bineînțeles. Și de foarte, foarte, foarte multe ori, montorul vine cu un input la care nu te-ai gândit și care este de 10 ori mai bun decât ce ai gândit tu. Pentru că el atunci vede filmul, adică nu a fost implicat. Noi fiind implicați și venind cu materialul din filmare, mergând acolo și știind ce am filmat, nu văd lucruri cum le simte un montor. Pune lui Cipri aici să vină să vadă playback-ul. Băi, ce mediu. Eu am aproape toată povestea ei. Și aici, da, aici povestește ei. E toată povestea ei. Ești foarte tare, sincer. Da, da. Sincer, zic. Ești foarte tare. Am mai jucat un film care a primit un premiu la Moscova, deci... Important. Foarte important. Dar comunismul este despre om și pentru om. Este despre progresul social. Dar comunismul este și pentru reabilitarea acelor care își reneagă trecutul. Noi suntem pentru părerea de rău. Pentru căință. Noi nu vrem să-l executăm pe Calciu. Glasul care strigă în pustie. L-ați făcut în 2021. Și a avut o premieră anul acesta. La Festivalul de Film de la Moscova. Mi-a scris Nikita Mihalkov, unul din cei mai mari cineaști ai lumii. A fost un mesaj neașteptat. Am primit un e-mail cu mesajul acesta. Am văzut filmul dumneavoastră, aștept să vă strâng mâna la Moscova, Nikita Mihalkov. La Festivalul de Film de la Moscova sunt, din 2000 de filme, sunt selectate 200 pentru a fi proiectate în competițiile în timpul festivalului. Iar dintre acestea, 12 filme sunt selectate pentru competiția oficială a festivalului. Filmul dumneavoastră a luat două premii. Două premii. Festivalul de la Moscova fiind un festival foarte mare, este un festival de categoria A, orice cineast din lume visează să ajungă acolo. Să iei și premiul este deja extraordinar. Da.
You have very honest eyes. Let's talk openly about what are your ties to Russia. My boyfriend is Russian, but he has lived in the West. He despises the Kremlin regime. He has even taken a public stance on this matter. Yes, right from the beginning, he has written and spoken out against Putin. Why didn't he go with you to Russia last summer? He was afraid he might get arrested. Pretty good case that he would have been. why'd you go? I attended a film festival, a cultural event. Mm. You're into the arts. Somehow. Mm-hmm. It's like just a hobby? More like a desire. Family duty. I want to make a film. You want to make a film? Okay. What guarantees do I have that you're not working with the Russians? Nu există niciun festival care să nu aibă un context politic în care să se desfășoare și filmele mele, de obicei, nu se încadrează în politicile pe care le îmbrățișează festivalurile de astăzi. Părinte, noi trebuie să plecăm. Haideți să vă ducem acasă. Duceți-vă că eu mai rămân nițel. Hai, părinte, că e târziu. Viu și singur. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit. Sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împrejoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și mai vrămășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Ca să faci a doua parte a filmului, unde ai venit tu ca director de imagine, ai văzut ce prima parte? Am văzut prima parte. Eu zic că existau discuții, dar eu zic că era foarte bine filmat. Înțeleg că a fost tot un operator la debut, dar cred că s-a descurcat extraordinar de bine. Încă ne mai rugăm pentru mai mari orașelor și... M-ați recunoscut, sărâna. Ce? Am rezolvat-o de la centru. Da, băieții se execută. Da. Ți-e răbdare că... Așa, sigur, tot ce vine de la minister vine la sfinția voastră. Părinte, uite de ce te-am sunat. Am și o rugăminte, dacă se poate. Dacă se poate. Îndrăznesc ca la frățiorul meu. Avem aici în sat la noi, la Mideni, un copil minunat lui Dumnezeu. Din familie bună, da, bisericoș, așa, nu lipsesc. L-am auzit cântând în strană. Da, dumnezește, dumnezește. Seminar, da, la seminar, sigur. Și așa cum spune și Sfânta Carte, n-are om să-l arunce în scăldătoare. Ai faci-o pentru mine. Pentru mine așa, pentru suflet. Să rămână. Nici nu mai știm ce să facem cu copiii ăștia care e credincioși. Da. V-a îmbrățișat Burducea. Idilul care pupă crucea. Eu am o credință ca artist. Actorul nu trebuie să facă roluri, ci să reconstituie destine. Ăsta primarul ăsta nu este un rol. Este un destin. Este un om care a trecut prin acești 30 de ani, deși n-avea școală, începând de jos și până sus, prin funcții. Eu cred că el avea așa un fel de inteligență nativă, un fel de înțelegere nativă. Sunt oameni care n-au școală și, sigur, și sunt minunați. Și sunt oameni cu școală și sunt niște dobitoci. Și el a tras o concluzie de aici, din toată treaba asta lui.
fost și secretar de stat și senator, la noi e ușor. Acum e o modă chiar. Da. Și a tras o concluzie și asta este bine. Și replica aia care el tot o rea, că noi nu ne mai facem bine, aproape că și eu, ca om, o simt și o mărturisesc. Reluăm de la întrebarea aia. Stop, spune de unde se reia. România s-a ajuns dracu, domnișoară. Știi, Roni? Liniște? Liniște, vă rog. Liniște, nu e stop? Liniște? Acțiune. România s-a dus dracu, domnișoară. Alte fantezii mai aveți? S-a dus dracului țara asta, domnișoară. Alte fantezii mai aveți? Alte fantezii mai aveți? România s-a dus dracului. Noi nu ne mai facem bine. Eu știu pentru ce m-ați chemat. Eu v-am chemat aici pentru altceva. Pușcă-mă dacă vrei. Dar cu ce se întâmplă astăzi, un an de face. Da, de la reluăm voi, de la... Vă uitați un lucru. Da. Și eu. Acțiune! Ne urâți! Domnul Dorel Bișan a terminat filmul! Băi, băi, nici nu-l auzi, nici nu l-am început. Da. Credeți în... ceea ce spune Burduja în rol, că românilor i-au plăcut trădarea și să trăiască în trădare? Da. Toată istoria noastră e un șir de trădări. De la Burebista până la Ceaușescu. Chiar și după Ceaușescu sunt trădări. Chiar mai mici. După, da. După Ceaușescu, trădările au fost mai mici. We don't buy them anymore. We have another currency that never depreciates. Fear. Stop! Allora, mi sono trovata benissimo con tutto il set, c'è una crew fantastica, sono tutti molto disponibili, tutti molto accoglienti, tutti molto professionali, questo è importante. È bravissimo il direttore della fotografia? Livio Marghidan. Sì, bravissimo. E per un'attrice è importante, per tutto il film è importante perché c'è anche un'estetica dell'immagine e cinema. E quindi dopo la storia è fondamentale anche la fotografia. E mi sembra che ci sia una fotografia molto bella. Sono molto belle le ambientazioni, abbiamo girato nel teatro, nella sinagoga, quindi anche un ottimo lavoro per la scenografia. Ed è stata anche molto brava anche la costumista perché l'altro giorno c'erano più di 600 comparse e occuparsi di tutti quanti, vestirle, vestite da sera, non è un'impresa molto semplice. Set. Și set. Azione. Quindi un'ottima produzione. Laura Mega è veramente una persona molto dolce, ma anche molto decisa, sa quello che vuole e questo è anche fondamentale perché tenere insieme tante persone, tanti attori, attori di provenienze diverse, con abitudini differenti, non è sempre molto semplice. Quindi complimenti, è veramente un'esperienza bellissima per me questa. Discursul în mână, nu poate să stea acolo. Poate să facă. Să scriem ăsta mai mare. Aveți o relație deosebită și cu directorul de imagine. Cu Liviu? Cu Liviu. Da.
E un artist minunat. Un artist minunat. Se vede că a fost la, la școala profesorilor mari. Să știi că numai profesorii mari fac, fac elevi mari. Să fac și eu o poză pe noastră. Hai, mă, fă o poză aici. Cu Iacob. Cu Iacob. Spune-ți pentru eternitate, mă. Și fac și faceți și cu mine una? Așa, fac. Ultima gratis. Ultima gratis. Mai de aproape trebuie să vă. Iacob. În facultate trebuie să ai șansa să dai de acel regizor care va face film după aia. Și eu am dat de Cristi Nemescu, care a fost un geniu. Nu spun asta pentru că s-a stins. Spun asta pentru că este un întemeietor de stil, dacă vrei. Spunem noi că îi atribuim acest realism magic. Am făcut cu el California Dreaming, am făcut cu el Marileana din P7, am lucrat și cu generația veche, cu Ion Cărmăzan. Să știi că eu am furat de la toți. Am lucrat, am fost coleg de școală cu Cătălin Mitulescu, cu care am făcut film. L-aș menționa pe Constantin Popescu. I-am produs ultimul film, Pororoca, un film extrem de puternic cu care am luat foarte, foarte, foarte multe premii. Am avut un succes extraordinar. Și unul de robini, dacă ar fi să concretizez mesajul acestui film, ne ajută să redescoperim biserica așa cum este ea. Biserica și societatea românească. Ce înseamnă 21 de robini? 21 de robini este, titlul acesta vine de la un ceas pe care îl dăruiește tatăl fiului său într-una dintre secvențele filmului și este practic o moștenire. Știi ce-s rubini? Pietre prețioase. Și ceasul ăsta are 21. Nu se strică niciodată. Dă mâna încolo. Mă uit la 21 de rubini ca la ultimul film. Nici nu pot percepe altfel. Ce va fi după, Dumnezeu știe. Eu acum vreau să termin filmul acesta. Ciprian se va lăsa de film? Sunt convins că nu se va lăsa. Odată intra microbul ăsta, chiar dacă se lasă un an, doi, poate cinci, sunt convins că... Și știi cum e? Că cu cât faci mai mult, adică sunt foarte mulți regizori care nu reușesc să treacă de filmul 2. El deja este la 3. Sunt convins că nu se va opri aici. Poate tu ai citit scenariu, pe ce mă uit pe scenariu? Nu? Glumesc. Tu acum tragi cu un lut ceva? 709. Și colegul, colegul. Voi aici am stat, Let's have some fun. This is a party in the movie business. Deci așa facem cu ce cadre mai sunt?